Sportivul călărășean Tavi Dobre a obținut după o competiție perfectă al patrulea titlu consecutiv de campion național la box. Acesta a fost prezent la Campionatul Național de Tinere 2019, ce s-a desfășurat zilele trecute la Bacău. După Manea Marcola Juniori, Pavel Ionuț Cadeți, Dobre Tavi este al treilea sportiv al CSM Călăraș, antrenat de Valentin și Georgian Angel, care va reprezenta în 2019 orașul Călăraș și România la campionatul european. În perioada 12-17 august 2019 a avut loc la Bacău Campionatul Național de Tineret, ediție la care Clubul Sportiv Municipal Călăraș a participat cu Dobre Tavi, un sportiv antrenat de Valentin și de Georgian Angel, sportiv care pentru al patrulea an consecutiv a reușit performanța de a obține titlul campion național al României. E unul dintre cei mai talentați sportivi pe care i-are secția de box la momentul actual și cu siguranță unul dintre cei mai talentați sportivi din România, la categoria lui de vârstă și de greutate. După ce acum 2 ani a reușit să cucerească medalia de bronz, anul acesta prin titlul care l-a obținut la campionatul național, la campionatul național de tineret, a obținut și calificarea la campionatul european care se va desfășura la începutul lunii septembrie. Competiție unde sperăm noi să vină cu un rezultat cât mai bun. Este al treilea sportiv antrenat de mine și de fratele meu, care în 2019 participă și reprezintă atât orașul Călăraș cât și România la un campionat european. După Manea Marco la junior, care a reușit a obține locul 5, și Pavel Ionuț, care s-a aflat la prima lui competiție majoră, la primul lui campionat european și a făcut o competiție bună unde a fost învins în optimi de reprezentantul Lituaniei. Dobre Tavi este al treilea sportiv care va merge la un campionat european și de unde sperăm noi să se întoarcă cu un rezultat bun. E un sportiv talentat, așa cum v-am spus și mai devreme, unul dintre cei mai buni din țară și sper de la el să reușească să facă mare performanță și de ce nu să-și creeze un viitor prin acest sport. Urmează, avem și alte competiții la care ne pregătim să participăm. Avem campionatul național de juniori, campionatul național de seniori și Cupa României de seniori. Din păcate ne confruntăm cu unele probleme și sperăm noi să putem participa la aceste competiții. Când spun că ne confruntăm cu unele probleme, mă refer la faptul că Cristea Jean, campionul României de tineret anul trecut și medalia la campionatul național de seniori Under-22 anul acesta, și Manea Marco, care este locul 5 la campionatul european, la momentul actual nu sunt lângă noi și nu se pregătesc alături de noi, pentru că din diferite probleme de ordin financiar au decis să facă o pauză, cel puțin pentru o perioadă de la antrenamente. Sperăm să găsim o soluție, sperăm să găsim înțelegere și să înțeleagă toți factorii de decizie de la Clubul Sportiv Municipal Călăraș că sportul nu se poate face fără investiții, iar acești copii au nevoie de un minim de susținere. Sperăm să reușim să găsim înțelegere și acești copii să își reia antrenamentele, să vină lângă noi în sala de box.